Mergem să vedem ce face Nico, pentru că se vede și ea afectată de cazul vedetelor din showbiz depistate cu COVID, din cauza că a fost în contact cu Andrei de la Alb Negru. Nico este acum 2 săptămâni la izolare și a făcut și testul ca să vadă dacă este sau nu bolnavă. Ne spune mai multe Nico. Salut, Nico! Salut, salut, vă pup pe toți! Suntem bine, suntem izolați de marți. Pe 29 ieșim din izolare și ne-am cam plictisit, pentru că am stat deja 3 luni de zile. Eu zic că ne ajung. Ai făcut testul? Da, bineînțeles că am făcut testul și este negativ. Așa, vreți să vi-l arăt? Nu, te credem pe cuvânt, dar asta vreau să te întreb. Dacă testul este negativ, mai trebuie să stai în izolare? Așa este legea, da. Da, deci 14 zile. Inițial nu trebuia să-l fac, dar l-am făcut pentru că eu aveam spectacol duminică. Și am discutat cu doamna director al Teatrului de Revistă, Toma Caragiu, Mihaela Rus, și a spus, Nicu, ar fi cel mai bine să facem testul ca să fim în siguranță. Pentru că eu, având spectacol duminică, mi-a fost teamă să mă duc până nu aflu. Trebuia să aflu sigur dacă este negativ sau, Doamne ferește, cu toate că eu știam că nu m-am atins de Andrei. Mm-hmm. Am stat de câte emisiuni, am stat la distanță de 2 metri, dar am stat un sfert de oră. Deci păi stai fost, puțin, și tu, ești, și tu ai fost la spectacol, dar ești și în izolare? Am fost la spectacol, tocmai asta e, dar mai am și făcut testul. Da, nu, normal, normal. Deci și acum trebuie să stai 2 săptămâni? În izolare de marți. Acum stai 2 săptămâni în izolare și după cele 2 săptămâni faci din nou testul? Asta nu știu, legal așa ar fi, legal. Deocamdată nu știm, trebuie să discut cu domnul doctor. Mm-hmm. Am înțeles că, bine, până acum am dat, spun temperatura, mă rog, temperatura n-am, am 36,3, fiecare zi eu temperatura. Da, și, nu, suntem ești, ok. Și ești în izolare acasă, tu și soțul tău, amândoi trebuie să stați 14 zile izolați, nu? Exact, suntem liberi de orice. Practic, și cu fata ta nu te vezi în perioada asta, nu? Fata mea nu m-am văzut, trebuia să vină de săptămâna trecută și am spus să stea la București, este plecată acolo și asta e, ne vedem după 29. Vorbesc cu ea la telefon zilnic, cu mama la fel, mama a fost tare îngrijorată, i-a fost chiar teamă la un moment dat, dar totul este ok, adică suntem în siguranță, eu sunt de fapt negativ, presupun că sunt și... ok. Presupun că și tu ai fost îngrijorată atunci când trebuia să-ți vină rezultatul testului și nu știai dacă se confirmă sau nu. Da. Să știi că da. Și cred că oricine ar fi, să știi. E un moment în care îți pui întrebarea, băi, n-am făcut bine ceva, sau că întotdeauna am păstrat distanța, întotdeauna am la mine tot felul de astea de dezinfectat. Mi-am pus masca înainte de a intra în platou. M-am dezinfectat. Adică chestiile astea le fac pentru că e normal să le faci. Dar eu n-am știut, deci am fost marți în emisiune și să aflu că joi, deja în presă, că Andrei are COVID. Zic, aoleu, ce fac? Și imediat am luat hotărârea să merg să vorbesc cu directoarea ca să amânăm spectacolul pentru duminică. Mi-am făcut testul sâmbătă, deci la 5 zile de la contactul cu Andrei și este negativ. Și acum trebuie să urmez procedura legală, că așa e normal. Știu că păstrezi legătura prin SMS cu Marcel Pavel. Cum se simte? Cum e? S-a întrerupt, când să ne spună cum e... Ia stai, că revenim imediat. De cu Marcel ziceam că vorbiți prin SMS și păstrați legătura. Cum e? El este bine și Andrei la fel și Marcel și cu Monica vorbim, pentru că Monica vorbește mai des cu Marcel. Și am întrebat-o ce face, a spus că este bine și urmează tratamentul. Ne bucurăm din suflet pentru el și pentru toți cei care sunt internați în spital, nu numai Marcel, toată lumea, deci toți cei care sunt și în Ploiești, sunt foarte multe cazuri și în toată țara. Adică ne rugăm pentru sănătatea lor și să ajungă acasă cât mai repede. Doamne, pentru că ajut. E foarte greu undeva unde nu te uiți decât în încăperea respectivă, nu ai voie să ieși, stai fără aer, fără... Mie mi se pare absurd să stai închis între 4 pereți și să nu poți să ieși afară. Deci chiar mi se pare absurd. Doamne ajută să fie bine și Marcel și Andrei și toată lumea care trece prin această nenorocire și prin aceste probleme care sunt extrem de greu de gestionat în perioada asta. Nico, să ai baftă, să fie puternică și te mai sunăm să mai vedem ce mai faci. Cu siguranță, avem multe de vorbit. Vă pupăm cu drag și toate. Ai grijă de tine, acum sper că s-a liniștit și mama ta că te-a văzut că ești bine. Ai grijă de tine și să ne vedem cu bine.